Comercianții din Piața Vidin se mută începând de luni. Aceștia își vor desfășura activitatea în această zonă. Mulțumim! Mulțumim, da! Pentru piață. Se mută comercianții? Da. Mai aveți multă muncă? Mai avem, da. În timp ce tarabele sunt ridicate și duse în noul spațiu, unii comercianți nu se dau plecați. Mi-a luat araba, am improvizat și eu astăzi ca să pot să-mi vând marfa, chestii marfă perisabilă și nu poate aștepta 2-3 zile până ne fixăm în noua locație și ne descurcăm cum putem. Orice modernizare este binevenită, că avem noi ăștia care suntem de mulți în piață o nostalgie și ne, așa de la stomac cu emoții că plecăm, este altceva, dar normal, orice noutate este binevenită. Deocamdată stăm aici până se aranjează acolo la central. Am văzut că deja mută tarabele. Da, le mutăm. În 2-3 zile le mutăm și noi. Am înțeles. Ați avut clienți astăzi? Da, am avut destui. Cum credeți că va fi dincolo? Veți avea mai mult sau mai puțin? Noi mai strâmt, dar clienți eu tot atât am să am. Și tarabele din hală sunt mutate. Produsele din lapte și carne vor putea fi achiziționate din magazinul central. Practic, cu începere de luni, toți cetățenii din Vaslui care doresc să cumpere legume și fructe se vor putea adresa la această nouă locație, urmând ca în cel mai scurt timp să înceapă demolarea unor clădiri din Piața Vidin. Tot de luni se vor putea achiziționa produsele din carne și lapte de la demisolul Win Magazin. Imediat ce toate magazinele vor fi închise și mutate, va începe și demolarea Pieței Vidin și mai apoi lucrările pentru modernizarea acesteia.